Doamne ajută, bun regăsit, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt Dobrogean aici la Radio Dobrogea pe 99.7 FM în Constanța și în prejurim. Ne auziți, ne și vedeți pe internet, pe site-ul nostru, pe paginile de Facebook, pentru că miroase deja sărbătoare, numai mâine, nu-i păi mâine. Ne-am gândit să ne bucurăm de colindele de sărbători, sărbătorile Crăciunului, ale nașterii Domnului. Astăzi avem bucuria să reprimim în studioul Radio Dobrogea, după o perioadă ceva mai semnificativă de timp pentru care eu îmi cer iertare, pe arhidiaconul Florian Popa, membru al coralei Armonia. Bine ai venit, Florian! Doamne bine ajută. V-am găsit, să rămână! Bine ai venit după călătorii îndelungate, pentru că acum, să spunem drept, ai o activitate muzicală foarte frumoasă, faci parte din corala Armonia, Arhiepiscopiei Tomisului, foarte multe turnee, foarte multe concerte, dar ai și o activitate muzicală individuală. Deja toată lumea zice, băiatul ăla de la Vocea României, știi? Da, asta este. Televiziunea are darul acesta de a te face cunoscut, de a te aduce în ochii celorlalți, ceea ce nu este deloc rău. O să începem de aici discuția. Cum a fost la televizor? A fost foarte frumos la televizor. Bine, mai fusesem la televizor, dar cu alte ocazii. Dar de data asta chiar a fost o experiență minunată de le-a depășit pe toate. Bun, o să vorbim și de treaba asta. Ce sunt sărbătorile pentru tine în momentul ăsta de sărbători? Cum îl percepi? Cum să-l percep? În afară de partea asta de aglomerație și trafic infernal și nebunie, pe partea asta altă, duhovnicească, e ceva extraordinar, nu știu, parcă ți se umple sufletul de bucurie și ai așa o satisfacție, mai ales noi în tot ceea ce facem, prin colindele noastre, prin turneele noastre, când vedem cum oamenii se bucură și ne mulțumesc și ne spun tot felul de lucruri, că le-am înveselit sărbătorile, că le-am umplut sufletul, că bineînțeles că și pe noi ne încarcă și ne ajută foarte mult. Vă încarcă cu optimism, cu bucurie, cu, bineînțeles, cu miros de sărbătoare, de har. Pentru că ai și activitate în corala Armonia, povestește-ne un pic cum este munca în corală, cum este osteneala asta de a cânta într-un cor care, din ce am mai văzut și în alte părți, este un cor care se ostenește foarte mult pentru a ajunge la performanțele pe care le are, da? Să spunem, corala Armonia a fost deseori premiată cu medalie de aur, cu premiul întâi la diferite festivități, din care cele mai importante au fost olimpiadele internaționale ale corurilor, care s-au desfășurat în mai multe etape. Este deja, cred că, la a patra, a cincea ediție la care ați fost, dacă nu mă înșel eu, din ce țin minte. Cum e munca în cor? Eu nu o văd așa ca pe o muncă, pentru că, în primul rând, e o plăcere. Venim din tot sufletul și la repetiții și la concerte. O văd mai mult așa, că avem un hobby, nu știu cum să zic. Da, perfect, deci nu e muncă, e loc unde ne simțim ca acasă, da? Da, e o activitate plăcută. Exact. Mai ales că ne înțelegem foarte bine între noi și, adică, suntem așa, ca o familie. Ca o familie. Foarte, foarte frumos, foarte frumos. Da. Dar, de asemenea, tu te-ai făcut cunoscut și prin frumoasele colinde de altă factură, de alt înțeles, de alt mesaj pe care le-ai găsit. Cum ți-a venit ideea? De fiecare dată am căutat să aduc altceva, să vin cu ceva nou, nu știu, să privesc și din alt unghi, poate. Na. Nu că m-am plictisit de colindele tradiționale românești sau, dimpotrivă, le ascult în fiecare iarnă, la fiecare împodobit de brad, la fiecare sărbătoare de genul ăsta. Dar, și le și cânti, că fiind membru în coral Armonia, da, numai anul ăsta, acum de Crăciun, știu că ați avut un turneu prin
20 și 30 și câte locații au fost? Da, da, câte? Da, 23. 23 de locații, da. Deci să cânti de 23 de ori aceleași colinde plus, nu mai punem la socoteală repetițiile pe care le faceți, nu mai asculți, tu asculți poate cântând. Face, poate face parte din miracolul Crăciunului, da. Dar nu ne-am plictisit de ele, nu știu cum să zic. Da. Și pe lângă atâta bucuria cântării, uite că ai găsit timp să te ocupi și de colindele tale, astea selectate cu alt mesaj, un mesaj mai mobilizator, mai social, i-a zice eu. Cum ți-a venit ideea? Colindele acestea pe care le cânt eu, le cânt dinainte să fiu în Coral Armonia. Aha, bun, uite, am aflat un secret, că multă lume are senzația că după ce ai intrat în corală, te-ai apucat și de cântat, să zicem, colinde folk, așa, în stilul Nu. Colinde folk, în stilul acesta, când de mai de mult, când de mic, cred că dinainte să fi mers la seminar, nu știu, de pe acasă, dar, într-adevăr, de când am intrat în corală, părintele dirijor a reușit să le pună, cred că, mai bine în valoare, eu știu, punând și un cor pe spate, au alt sunet, te îmbracă altfel în nota muzicală, îți transmite o anumită stare, că de fapt asta este vorba la colindele tale, îți transmit o anumită stare. De unde te-ai inspirat? De unde le culegi? De unde le alegi? Sunt foarte multe din cenaclul Flacăra, da, texte Flacăra, texte de clasice ale cenaclului Flacăra, da. Și nu m-am inspirat de undeva, pur și simplu mă uit pe net. Ai văzut, ai plăcut și ai trecut la treabă. Mă uit pe net, le văd, bun, plac. Păi hai să și trecem și noi la treabă. Acum, nu știu dacă te punem la muncă sau te pui să te bucuri. Eu înclin spre a doua variantă, înclin să te cred. Poate că nu te-ar crede, dar trebuie să spunem că aici, cât am pregătit noi emisiunea, Florian a cântat, n-a făcut altceva. Asta și-a cântat așa cum vă va cânta și vă va încânta și pe dumneavoastră, așa că vă invit să-l ascultăm pe Florian Popa cu primul colin. Ce ne cânti? Nici nu știu cu ce să încep. Cred că o să încep cu un Crăciun urban de-a lui Vasile Mardare. Că toți suntem la oraș. Da. Da, toată lumea e pe la oraș. Textul lui Daniel Prigoană. Bun, haide. Ești pregătit? Gata? Poți să începi? Cred că da. Hai să ascultăm. Florian Popa, primul colind live la Radio Dobrogea. Afară-i cald și e norat, Crăciunul iarăși l-am ratat. Și nu-i nici ger, nu-i nici zăpadă, mai bine mă duceam în grabă undeva într-un sat. Colindătorii-s tot mai rari, nu au nici bundă, nici țari, nu au căciuli lipă frunte, nu știu nici versuri la colinde. S-a dus tradiția-n pământ, se-ntorc creștinii în mormânt. De câtă ignoranță zace în noi, gândul la o viață de apoi. S-a dus tradiția-n pământ, se-ntorc creștinii în mormânt. De câtă ignoranță zace în noi, cu gândul la o viață de apoi. Tropăitori pe scări de bloc, afoni în glas fără de noroc, copii în bloc dau iarnă vală, să mormăi o colindă pală. Dar ușile nu se deschid,
Urbanul nu mai e avid nici de colinzi, nici de urări, nici de copii cu chitări. S-a dus tradiția-n pământ, se-ntorc creștinii în mormânt. De câtă ignoranță zace în noi, cu gândul la o viață de apoi. S-a dus tradiția-n pământ, se-ntorc creștinii în mormânt. De câtă ignoranță zace în noi, cu gândul la o viață de apoi. Afară-i frig și e senin, Crăciunul e din nou sublim. Din nou e ger, zăpadă iară, dovadă că-s plecat la țară. S-a dus tradiția-n pământ, se-ntorc creștinii în mormânt. De câtă ignoranță zace în noi, cu gândul la o viață de apoi. S-a dus tradiția-n pământ, se-ntorc creștinii în mormânt. De câtă ignoranță zace în noi, cu gândul la o viață de apoi. Florian Popa, primul colind live la Radio Dobrogea, mulțumim! Cu drag! Aplauze, eu că trebuie mulțumesc să fac și pe... Da? Mulțumim, mulțumim, foarte frumos! Interesant mesajul, s-a dus tradiția în pământ. Adică s-a îngropat, tradiția a dispărut. Dar uite că ea reapare. Exact. Tu ești unul din cei care aduci, readuci, menții, nu știm cum e exact, tradiția aceasta a colindelor cu mesaj, pentru că, din păcate, avem de-a face și cu genul celălalt de colind comercial fără mesaj. Haideți să ne spui un pic, că promiteam ascultătorilor, că ne vorbești un pic despre experiența ta la Vocea României. Cum a început? A început așa, dintr-o, nu știu, dintr-o nimereală, așa. Nimereală? Exact. Bună nimereală, da. Eu urmăream de mult Vocea României, dar eram așa foarte îndoit dacă să mă duc sau nu, mai mult spre nu, așa. Da. Și cine te-a încurajat? Cei care m-au încurajat au fost colegii de cor, care tot ziceau și mă băteau la cap, hai, du-te, că n-ai ce pierde, n-ai ce... Mă, zic, ce să fac acolo? Mă duc să mă fac de rușine pe acolo să... Na. Și uite că, până la urmă, mi-am făcut curaj și m-am înscris... Și lucrurile... Au fost niște preselecții? Da, au fost două preselecții înainte de blinduri, cum ar veni, de prima emisiune televizată. Mm-hmm. Da. Au fost două preselecții de care am trecut ușor. Cum a fost, să spunem și mai, interacțiunea cu vedetele, dacă acolo este o emisiune care atrage multă audiență și pe baza faptului că sunt foarte mulți oameni dăruiți, asta este ideea emisiunii, niște oameni dăruiți care au ce spune, sunt testați, să zicem, nu chiar în ghilimele, cred că e un concurs serios acolo, nu? Bineînțeles. De niște oameni cu experiența, oameni numiți de regulă vedete, că vine de la vedea, sunt foarte văzuți oamenii ăștia. Cum a fost interacțiunea cu ei? Au fost așa distanți și doar au jucat în teatru acolo sau chiar au fost
Nu. Oameni reali, ați interacționat pe bune, cum au se spune. Au fost foarte real și foarte normal și foarte, mai ales pentru că am avut norocul să fiu în echipa Andrei, am cunoscut-o mai bine și am văzut... Ați stat de vorbă, ați împărtășit opinii, gânduri, idei? Am stat de vorbă, am făcut repetiții, ne-a ajutat cu sfaturi, este o persoană foarte caldă și așa, nu știu cum să spun, primitoare și... E dedicată... Dedicată, exact. Misiunii pe care o face, da? Nu știu despre ceilalți antrenori. Da. Pentru că am avut mai puțină interacțiune cu ei. Da, de Andra pot să zic că e o fată extraordinară. Și a rămas așa o legătură? Adică toată experiența asta vă mai puteți vorbi? Poți să o mai întrebi, să te mai sfătuiești cu ea? Ne-am sau numere de telefon. Floriane, salut, bine că ai venit, ne mai vedem noi când. Nu. Nu, ne-am schimbat numele de telefon, mai vorbim din când în când pe WhatsApp. Da, bine, în măsura timpului disponibil, că și tu ești foarte ocupat și ea e cu foarte multă treabă, dar ideea e dacă rămâne ceva după această experiență sau... Asta mă interesa, cum e în spatele scenei. Au rămas multe prietenii cu majoritatea echipei Andra, majoritatea fetelor din echipă. Țin legătura destul de des cu fata cu care am concurat, cu Renate Grad. Da. V-am zis, cu care ne-am împrietenit și de fiecare dată când ajung prin București îmi spune să ne vedem. E foarte bine. Experiență super. Cum evaluezi, mă rog, acum e o întrebare poate mai grea, cum evaluezi nivelul până la care ai ajuns în cadrul misiunii? Simți că a fost într-adevăr un rezultat pe bune sau crezi că a fost ceva generat de, nu știu, nevoi interne ale emisiunii, de audiență, de rating, de mai știu eu ce ai pierdut fără să... La un dat ai pierdut. Zis pierdut. Așa e algoritmul emisiunii. De asta vreau să te întreb, să te autoevaluezi un pic. Simți că ai mers până unde ai putut tu și ai fost pe bune ascultat, evaluat și ați rămas prieteni, cum spui, sau la un dat ți-a zis, Floriane, ești bun, ești în regulă, dar mai departe nu poți merge că avem altă treabă cu altcineva. Că se speculează astfel de lucruri și pentru că avem ocazia să stăm de vorbă și noi aici vorbim și lucruri serioase la radio, nu doar așa facem vorbe de dragul vorbirii. Cum zici tu că a fost? Nu, eu zic chiar dacă mulți, foarte mulți și pe internet și mulți dintre prieteni mi-au zis că n-a fost corect, că n-a fost nu știu cum, că... Da. Eu cred că a fost corect, pentru că eu mai mult nu cred că puteam face în emisiune, fiind o emisiune unde se caută un artist complet, aș putea spune, adică nu doar voce. Anumite cerințe ale artistului erau de îndeplinit. Bineînțeles, erau mai multe lucruri de îndeplinit și eu fiind și cleric și nu cred că veneam probabil în zona erau, asta așa. Erau cerințe incompatibile. Nu cred că mai aveam ce face. Da, trebuia să fii poate mai volubil, mai comercial, să zic așa, sau... Mă rog, exact, nu știu până exact unde poți să te întreb, că știu că de regulă la astfel de emisiuni ai niște... Chiar în ultima emisiune în care am participat eu, a fost un filmuleț unde o doamnă de ne ajuta acolo zice, mă, Floriane, tu nu știi să dansezi, nu știi să... Păi, da, deci trebuie să ai și mișcare scenică. Da. Tu ești un tip de cor, de muzică, exact, folk așezat, sunt prea ești cu dansul. Un tip static. Să faci și coreografie chiar ar fi... Nu că nu s-ar putea, adică au mai fost în istorie, da, oameni și sunt oameni probabil care fac de asta. Probabil dacă înforțam un pic limitele, da, dacă îți propuneai, reușeam, poate reușeai. Da. Bun, am înțeles. Deci e un anume algoritm, un anume tipar, s-a văzut calitatea, s-a văzut ceea ce aveai de oferit, simți că ai oferit tot ce puteai să oferi, adică dar rămas pe sistemul ăsta, că vreau să vă mai spun ceva, că tot am venit la România cu talente și emoțiile și toată presiunea din emisiune de acolo, cred că bun, a fost în regulă. Hai să trecem la ce te pricep cel mai bine. Colin, că toată lumea, iertați-mă, plus că toți de-au ajuns acolo și cei care au întors câte un scaun, toți au voce.
Da. Adică toți de-au intrat în emisiunea O Voce, acum hai să vedem ce mai pot face. Da. Adică cumva rezultatul e logic. Se pleacă de la darul principal, vocea, da? Și se urcă ușor, ușor spre alte calități care pot îmbrăca darul ăsta al vocii. Da? Bineînțeles. Artist complet, cum ai zis tu. Bun, nu că n-ai fi artist complet, dar ești artist complet pe linia ta. Alții sunt artiști complet pe altă linie. Că vorbim de linia ta, ce ne interpretezi în continuare? E un colind vechi, dar nou pentru mine. De ce e nou? E nou pentru mine pentru că l-am învățat anul ăsta. A, e nou în sensul că... În sensul că nu e pe CD-ul de anul trecut. Primele date, da, da, da. Da, da. Se numește Ostașii Luminii Colindă. Da. Și este tot de la Cenaclu Flacăra. Da. Bun, haideți să te ascultăm. Ostașii Luminii, Florian Popa fiind arhidiacon cleric, este un ostaș al luminii, ne colindă. Să ascultăm. Larg deschide-ți poarta sufletelor toate, n-am venit să cerem ce-am venit să dăm. Larg deschide-ți poarta sufletelor toate, n-am venit să cerem ce-am venit să dăm. D'albe și iar d'albe flori adevărate, ca și vestea bună ce vă colindăm. D'albe și iar d'albe flori adevărate, ca și vestea bună ce vă colindăm. Dincolo de munții vieții și-ai himerei, le-am cules azi noapte florile de măr. Le-am cules din munții unde veșnic meri, roditori de aur cresc într-adevăr. D'albe și iar d'albe flori adevărate, ca și vestea bună ce vă colindăm. D'albe și iar d'albe flori adevărate, ca și vestea bună ce vă colindăm. Florile pe care le-am cules azi noapte vor rodi în brazda sufletelor toate. Merele de aur, merele visate de colindătorii veacurilor toate. D'albe și iar d'albe flori adevărate, ca și vestea bună ce vă colindăm. D'albe și iar d'albe flori adevărate, ca și vestea bună ce vă colindăm. Mulțumim, mulțumim. Florian Popa, Ostașii Luminii Colindă, da? Așa a reținut bine. Da. Haideți să mergem un pic la familia ta, numită Armonia. Povestește-ne cum
cum interacționez cu băieții în această familie și sigur vin niște întrebări de alea zis clasice, dar le las după. Povestește-ne puțin despre interacțiunea ta. Cum e să fii în această corală Armonia care, având un palmares atât de bogat și foarte, foarte multe premii, este la repetiție mai tot timpul. Eu mărturisesc că de câte ori sunt pe aici pe la Arhiepiscopie, suntem împreună, adică când nu sunteți plecați, sunteți la repetiție. Adică nu e, nu, aveți concediu? Există concediu? Vacanță? Da, la probabil corală. Turneele astea pe care le avem, probabil sunt ca niște concedii, așa că vizităm toată țara. Sunt niște, da, ca niște concedii. Cum e viața în Armonia? Viața în Armonia e frumoasă, e ușoară. Nu știu, bineînțeles că înaintea unui concert mai greu sau vreun concurs de genul celor mondiale, e și un pic de chin așa cu repetițiile zilnice, cu nervi, cu stres, ne iese, nu ne iese vreo piesă, na, vin toți, nu vin. Mai sunt și momente de genul ăsta, dar cele mai multe sunt momentele frumoase. Pentru că le zici de momente frumoase, povestește-ne care a fost pentru tine cel mai frumos moment al artistic al tău. Nu știu, pe scenă, în afara scenei, cu Armonia sau dacă a fost cumva separat, dar interviul este cu tine și întrebarea sună în direcția asta, al tău, indiferent că a fost cu băieții sau nu. Care a fost cel mai frumos moment al tău artistic până acum? Cel mai frumos și cel mai încărcat de emoții și cel mai intens de până acum a fost la Vocea României. La Vocea României. Am zis că nu e adevărat. N-am crezut că poate să mi se întâmple să nu mai pot să vorbesc. Pur și simplu mi s-au tăiat toate. Dar am avut momente foarte frumoase și cu Corala Armonia. Mi-aduc aminte de Olimpiada Mondială, prima la care am participat, probabil și de asta da, a la fost fel, atât plină de intensă, și de... cea din America, din 2012. Da. Acolo, nu știu, tot la fel. La era și America? Premiilor a fost ceva copleșitor, am zis că nu e adevărat. Da. Mai ales când am luat medalii de aur și a fost... Da. Și apoi când am luat în 2014. Parcă anul următor, etapa următoare, că e din 2 în 2 ani, da? Când am luat marele premiu. Da, marele premiu. Și pe un stadion întreg, așa, s-a ridicat toată lumea în picioare și am cântat imnul. A fost ceva... Ambasador al României, ambasador cultural. Foarte frumos. Am întrebat treaba asta pentru că foarte mulți oameni se bucură de cântările tale, de cântările voastre. Sigur, ei nu știu cât osteneală. E osteneală. Nu e muncă, zici tu că e așa, dar e osteneală să potrivești până și să te potrivești cu propria chitară. E osteneală, da? Să și cânti, să și dai din mână cine nu știe treaba asta. Adică vreau să atrag atenția asupra faptului că sunt niște detalii care nouă celor ce urmărim ne scapă. Noi ne bucurăm de toată povestea, de ceea ce vedem, de ceea ce auzim, dar ar trebui să ne gândim puțin și la jertfa artistului. Aici vreau să îndrept atenția, pentru că artistul, de fapt, după mine, este o mașinărie minunată. Cred că în artist se vede cel mai bine existența darului lui Dumnezeu. Dacă celelalte meserii se învață, cred că în lumea artistică învățatul n-ar avea niciun rost dacă n-ar avea pe ce. Sau n-ai avea cu ce să înveți. Adică, bun, cântăm, căutăm niște cântări, le armonizăm, sunt voci în cor, ești cu chitara, trebuie să te armonizezi cu ea, dar trebuie să ai ce? Adică și datul din mână și datul din gură trebuie să funcționeze. Din punctul ăsta de vedere, cum vezi tu artistul? Îl vezi ca un om care mai mult se bucură de ceea ce face, trăiește clipa, se bucură și el împreună cu publicul sau are și o jertfă a lui? Pentru că să nu uităm, noi ne bucurăm când vă vedem, dar voi lipsiți foarte mult de acasă, vă părăsiți familiile, copiii, rudele, cunoscuții, poate momentele importante din viața unora, nu știu, sunt diverse momente, zile de naștere, ale cunoscuților, ale prietenilor, ale membrilor de familie și nu vii și tu, păi da, stai că sunt cu corul, sunt cu muzica, sunt cu cântarea, adică
ce cântărește mai mult în echilibru ăsta, bucuria de a cânta cu jertfa vieții tale, da? Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm și o închinăm artistică. Asta, aveți darul acesta, l-aveți voi de la Hristos. Cum așa e? Este, aveți mare dreptate. Sunt și momente de genul ăsta când, na, nu poți să te duci, eu știu, cu prietenii sau îți lași familia sau, dar cred că e cumva 50-50 așa. Se îmbină. Se îmbină, da, da. Pentru că altfel, dacă nu s-ar îmbina, n-ar mai ieși ce iese. N-ar fi suportabil. N-ar fi... Da, eu cred că, da, domnule, atâta umbră s-au plecat de acasă. Cred că da. Se îmbină atât de bine încât, uitați că ies lucruri frumoase. Da, și noi ne bucurăm din plin de ele. Hai să ne mai bucurăm pentru a treia oară în această emisiune. Ce ne cânti? M-am gândit să vă cânt o piesă ce nu pot să-mi dau seama cum anul trecut a avut o explozie așa extraordinară fără voia mea, nu știu. Mă refer la Galbenă Gutuie, da, piesă de a doamnei Nica Zaharia, pe care am cântat-o un concert, nimic special, și apoi filmulețul acela a ajuns, cred că în casele fiecăruia, a fost ceva extraordinar, nu m-am așteptat la așa ceva. Ce crezi că a dus la explozia asta de care spui? Ce să fie? Ce să fie? Nu pot să-mi dau seama. Mesajul melodiei? Poate mesajul, dar... Linia melodică? Piesa poate nu era atât de promovată, nu pot să-mi dau vocea seama. Vocea caldă a artistului? Da. Că și asta contează, felul în care, dacă aș cânta eu aici gâjit, așa cum nu mă pricep la muzică, recunosc, probabil că iată-l și pe... Nu, ar fi altă reacție. E foarte posibil, nu știu. E o armonie în toate. Poate interpretarea asta... Da, e o armonie în toate. Hai să vedem. Poate îl facem și bucățica asta, o facem la fel de explozivă, în cântene. Galbenă Gutuie, da? Așa se cheamă. Cred că se cheamă Colindu Gutuie din geam. A, Colindu Gutuie din geam. Asta ar fi titlul original. Așa era original, titlul, da. Da, de la Cenaclu. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată viața noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Ce galben lumină, cum și eu bălai eram. Mi-a pus mama o gutuie ce se coace încet la geam. Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprinde un fel de jind. Și acum că trece anul, parcă simt îmbătrânind. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată viața noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Mama mea n-avea nici globuri, nici beteală și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile împodobea. Mi-a pus mama o gutuie la fereastra dinspre drum. Și o văd cum luminează, n-am puterea s-o consum. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată viața noastră. Lampă la fereastră,
toată iarna noastră. Parcă are în ea ceasornic și al mamei plânset sfânt. Luminează și se stinge, o gutuie pe pământ. Luxul mamei cel mai mare când copii ne mai simțeam era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată viața noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată viața noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Mulțumim frumos, Florian, foarte frumos colind gutuia ca o lampă la fereastră, toată viața noastră. Foarte. Asta este frumos la colindele acestea pe care le interpretezi tu, că au un mesaj ascuns, au un mesaj. Bine, și celelalte colinde clasice au un mesaj, dar mesajul ăsta ascuns al vieții, probabil pe mulți îi face să aibă așa un fel de introspecție, nu? Așa este. Poate colindele tradiționale cred că au, de fapt, mesajul adevărat, mesajul divin. Clar, pentru toată lumea s-a născut Mântuitorul așa și este. Tot ce urmează de acolo, da? Și colindele acestea sunt mai mult lumește, așa, să mai... Eu le-aș numi altfel. Vin cu niște sfaturi, așa. Exact, facem puține metafizică. Eu cred că sunt niște colinde premergătoare sau chemătoare. Ele te cheamă către colindul tradițional, ca să așa înțelegi profunzimea. Sigur, colindul tradițional e atât de clar, dar este pe cât de clar, pe atât de adânc. S-a născut Mântuitorul, ca să înțelegi ce e aia Mântuitor, ce înseamnă că s-a născut Dumnezeu cu trup din prea curată Fecioară. Deci o întreagă teologie acolo. Ca să nu o privești brut așa, nu știu, ca o lanternă în față, că vorbim de gutuie ca o lampă, să nu fie ca o lanternă în față, trebuie să ai o pregătire un pic, un fel de introducere. Așa și cred că, de fapt, colindul ăsta al tău asta face. Te scoate, de fapt, din lumești. Tu zici că sunt mai lumești, dar eu vreau să te contrazic un pic metafizic. Ele te scot din lumescul ăsta comercial, din Moș Crăciun ăsta a consumis care umblă și te aduc către o zonă de a gândi altfel viața. Da? Și din cauza asta ele te pregătesc, de fapt, pentru colindul tradițional. Că am auzit uneori și părerea asta, spun sincer, și mie îmi plac colindele astea, le-am ascultat și în variantele originale, am ascultat și eu foarte mult Cenacul Flacăra și unii au zis, băi, dar asta nu e muzică bisericească. Păi sigur, nu e bisericească, dar te încălzește pentru muzica bisericească, adică ți oferă un orizont aperceptiv, să-i zicem. Da, ăsta să fie motivul pentru care e tot o muzică ales, de suflet, da? E tot o muzică, da, de suflet, așa cum e și muzica bisericească. Și poate acolo se îmbină. Spune-mi, tu ai momente când cânti doar pentru tine? Bineînțeles. Nu știu, adică n-ai nevoie de public, nu cânti că te cheamă cineva la concert sau că ești cu corala Armonia și trebuie să cântați pe cineva. Așa, că vrei tu să cânti. Cum sunt unii care mai fredonează la duș, nu? E clasica expresie, fredonezi sub duș. Cânti pentru tine? Bineînțeles. De multe ori cânt pentru mine, îmi iau chitara și mă apuc de cântat, nu contează. Prin casă, pe prispă, ies vara și când câteva piese așa
să mă liniștesc. N-am întrebat degeaba, să știi, pentru că ăsta este un test care separă cumva artistul veritabil, omul care cântă din pasiune, de artistul comercial, care cântă că trebuie să cânte, știi? Adică, băi, ești chemat să cânti, cântă, prestează, hai. Deci, artistul veritabil este într-adevăr cel care mai întâi cântă pentru el. Îi place să cânte. Chiar râd colegii mei de mine, colegii de cor, că prin turnee pe unde mergem, cântăm pe scenă, ne facem spectacol și așa, și apoi când ajung în cameră, eu îmi scot chitara și cânt câteva piese, așa, că îți place ție, îmi place. Ești în elementul tău, da. Și râd colegii de mine, că bă, nu te-ai săturat, mă, să tot cânti. Asta, sigur, râs într-un sens nu neapărat bine, ironic sau așa, ci în sensul că uite-l pe ăsta cât iubește muzica, nu? Ceva de genul. Da. E ceea ce e normal. Bun, pentru că vorbim de treaba asta și timpul se scurge și vreau să mai ascultăm colinde cu tine, spune-mi o întrebare scurtă și mai vine una, dar după ce ne mai cânti un colin. Ce faci de sărbători? De sărbători, în afară de faptul că sunt la slujbe, da, și concerte, nu fac nimic altceva. Nu mai ai timp de altceva. Da? Da, nu știu ce o să fac de sărbători. Ești cu familia? Nu plec pe nicăieri, nu avem timp de concedii și alte din astea, dar mi-aș dori tare mult să ajung acasă, la, da, Sulina. La tine acasă, de unde ești? De unde sunt eu, din Sulina, pentru că am ceva, am vreun an și jumătate de când am mai ajuns pe acolo, uh-huh, și mi-aș dori tare mult să ajung, poate și în spiritul ăsta al sărbătorilor, poate nu știu cum, dar... Acum e mai gheață pe Dunăre. Se poate ajunge la Sulina în perioada asta, dacă vrei? Dori... Da, bineînțeles, deocamdată, da, se poate ajunge și sper să înghețe Dunărea după ce ajung eu acolo, să nu mai pot pleca da? Vreo lună așa până la primăvară. Bun, hai să zicem că ești la Sulina, locul drag, unul din locurile drag sufletului tău și vrei să cânti pe malul Dunării sau al Mării, că acolo și Dunării și Mare, depinde de unde vrei să stai. Ce ai cânta? Tinerețe, nu? Exact. Ce ai cânta? Nu știu. Dacă aș fi pe malul Dunării sau pe malul Mării, nu cred că aș cânta vreun colind. Nu? Acum iarna, că zici că vrei să fii iarna. Acum iarna, nu vine Crăciunul pe acolo? Mi-ar îngheța mâinile pe chitară. Așa, da? Mai ales pe malul Mării. Da, să zicem că ești la Sulina și ne cânti nouă celor de la Radio Dobcea. Uite, am întins un microfon până la Sulina. Ești la Sulina. Am întins un microfon până la Sulina și ne cânti. Ce ne cânti? Poate ne aud și cei de la Sulina. Da. O să vă cânt... S-a băgat 3G în Delta, e foarte posibil, internetul e peste tot. O să vă cânt Să fii și tu un Moș Crăciun. Hai să vedem de cum e să fim Adrian și Adrian Păunescu. Doamne ajută. Prin ninsorile albastre care cad pentru copii, Moș Crăciun al țării noastre, te rugăm frumos să vii. Te așteptăm de un an de zile, cu cadouri să ne alinți, și ca moș al sfintei mile, să vii și la părinți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, te rugăm dacă poți, să fii bun, să fii bun și să vii pentru toți. Și mai sunt nevoi urgente la bunicii care mor, să le aduci medicamente pentru pensiile lor. Dacă faci la toți dreptate, începând cu cel mai mic, și împlinește acestea toate, mie când în porți vei bate, poți să nu mi-aduci nimic. Moș Crăciun, Moș Crăciun, te rugăm dacă poți, să fii bun,
să fii bun și să vii pentru toți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, te rugăm dacă poți să fii bun, să fii bun și să vii pentru toți. Mulțumim, să sperăm că Moș Crăciun recepționează mesajul tău și vine pentru toți. De fapt, el vine. Să dea Dumnezeu să vină la toată lumea și să le aducă tot ce își doresc, dar mai ales ce le este de folos, în primul rând. Da, așa e, că noi creștinism căutăm mai întâi folosul duhovnicesc și apoi ce ne place. Plăcerea e undeva mai în spate. Că suntem aproape de final de emisiune, spune unde te vezi în viitor? Ce vrei să faci în viitor? Care este dorința ta profesională mai departe? În viitor mi-aș dori foarte mult să pot să mă ocup mai mult de credincioșii și de parohia unde sunt, la parohia Buna Vestire, pentru că, uitați, cu toate concertele astea, cu toate plecările, cu toată activitatea mea, i-am cam neglijat un pic și îmi cer scuze pe această cale, însă... Dar le slujești într-un fel. Mesajul tău ajunge și la ei. Mesajul meu ajunge și mi-au spus de multe ori când ajung în casele lor că, părinte, v-am văzut la televizor. Așa este, dar eu mi-aș dori să fiu mai mult în mijlocul lor. Da, e magia asta a cuburitului din sticlă în realitate, dar într-un fel prinde bine pentru că va face mesajul mai credibil și activitatea ta va fi mai rodnică. Noi îți dorim multă sănătate, putere de muncă, dar și har de la Dumnezeu, spor în toate cele duhovnicești și trupești și vrem să încheiem cu un colind, dar înainte de a ne interpreta un colind, vrem să transmiți un mesaj ascultătorilor noștri și privitorilor, că după mesaj, sigur, vom încheia cu colind. Așa, spune-ne mai întâi ce colind ne mai poți cânta. Ultimul colind o să fie în întâmpinarea Crăciunului. De la... Că tot vine, da, vine. Exact, de la Tatiana Stepa, pe versurile lui Adrian Păunescu. Și o să vi-l las așa ca pe un mesaj, pentru că are un substrat destul de serios. Bun, dar tu ce spui ascultătorilor? Eu mesajul tău? Să le spun mesajul tradițional, de la mulți ani, sărbători cu bine, cu liniște și pace, în primul rând, în suflet, pentru că asta e cel mai important, restul sunt... adiacente. Am exact. Înțeles. Păi dacă e vorba de pace, liniște și bucurie, hai să vedem cum ni le aduci cu colind. Da? Bineînțeles. Mulțumesc mult, Florian Popa, că ai venit în emisiunea astăzi la noi. Te așteptăm cu drag. Poate facem și o ediție de Paști. Cu ceva cântări de Paști. Da, o mai auzim, mai vorbim. Îți mulțumesc, Doamne ajută, să ai încă o dată spor în toate cele bune. Dumnezeu să te ajute. Și rămânem cu colindul lui Florian Popa. Săracă și tristă-ni viața și viscolul plânge pe dig. Nu-i nicio speranță în lume și în casă e foame și frig. Și totuși vom ține Crăciunul, de-ar fi să-l plătim cu dobânzi. Și tot o să întindem o masă copiilor noștri flămânzi. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun.
dar să lăsăm o nădejde sărmanilor noștri copii. Când Mântuitorul se naște, ne naștem și noi orice ar fi. De-ar fi să plătim și în rate venirea Lui printre noi, de-am vinde și ultima pâine și tot nu l-am dat înapoi. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Sălbatici și fără iubire, ne-am stinge în timpul nebun, așa că în vremuri păgâne rămâne cu noi Moș Crăciun. E vremea iertării și a păcii, se naște un prunc neînfrânt și o scară de lacrimi se întinde acum între cer și pământ. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun.